Am numit mesajul de astăzi Camera de Sus. Știți ce s-a întâmplat în Camera de Sus? Știți, așa? Știți, clar că știți. În Camera de Sus a fost o continuare la ceea ce a făcut Iisus pe pământ. Iisus a plecat, dar a trimis Duhul Sfânt. Și așa de mult îmi place cum ucenicii s-au dus. Mă gândeam, poate erau triști. Iisus nu mai era cu ei. Dar s-au dus în camera aceea în care l-au văzut de atâtea ori, rugându-se. În camera aceea în care l-au văzut cum el a luptat. În camera aceea în care a luat cina cu ei și le-a spus așa multe lucruri pe care nu le-au înțeles atunci. S-au dus în camera de sus și în Faptele Apostolilor vedem cum au intrat în casă și au urcat în camera de sus. Și toți stăruiau în rugăciune, în același gând, împreună cu femeile și cu frații lui Iisus. Poți să pui, te rog, versetele? Vedeți, Iisus le-a spus ceva după ce a plecat. Le-a zis să se întoarcă în Ierusalim. Și le-a zis să aștepte. Le-a zis că El va trimite un ajutor, un mângâietor. Ei au făcut asta, dar așteptarea lor nu a fost o așteptare pasivă. Ei au primit o promisiune, dar așteptarea lor, așteptarea promisiunii a fost activă. Ei s-au dus acolo și s-au rugat. S-au dus acolo și au experimentat rugăciunea adevărată. Și apoi vedem în Fapte Apostolii, în Fapte 2, cum Duhul Sfânt s-a arătat, cum Duhul Sfânt a venit peste ei. Au umplut încăperea aceea, i-au umplut pe ei cu puterea lui Dumnezeu, rugăciunea le-a fost ascultată, dar au trecut câteva zile în care ei s-au rugat, au trecut câteva zile în care ei au trebuit să lupte pentru promisiune. Și poate noi când ne uităm și citim despre apostoli și despre ce au experimentat ei, despre trezirea asta mare, pentru că a fost o trezire, acolo în camera de sus, Dumnezeu i-a echipat pe apostol pentru un război spiritual. Și poate când citim asta ne gândim, Doamne, vreau să vină o trezire în lumea asta. De atâtea ori ne-am rugat ca și biserică pentru o trezire. Dar de multe ori ne comportăm ca și când trezirea este ceva ce vine din exterior. Ceva ce nu depinde de noi. Ceva ce Dumnezeu o să trimită odată, când o să îi se facă milă de noi și o să fie foarte fain. Dar trezirea începe cu tine. Trezirea începe în inima ta. Când noi mergem față în față cu Dumnezeu, El transformă inima noastră. O transformă în camera de sus. În camera aceea în care noi putem să experimentăm puterea Lui, dragostea Lui. Nu mai stăm față în față cu oamenii. Nu mai stăm față în față cu fricile noastre. Stăm față în față cu Dumnezeu și putem să-i spunem tot ce avem în inimă și El poate să ne spună tot ce vrea pentru noi. Acolo nu mai este boală, nu mai este frică, nu mai este dezamăgire. Asta vrea să facă Dumnezeu din inima ta și din inima mea. Camera de sus, acea cameră sfântă în care El poate să-și arate puterea. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu când citesc Biblia, de cele mai multe ori mă uit la miracol și mă minunez de lucrurile pe care le-a făcut Iisus. Dar apostolii mai vedeau ceva. Vedeau ceva ce se întâmpla înainte de miracol. Știți ce se întâmpla înainte de miracol? Rugăciunea. Fiecare miracol începea cu rugăciune. Fiecare vindecare pe care El o făcea începea cu rugăciune.
Fiecare înviere începea cu rugăciune. Fiecare înmulțire a pâinii începea cu rugăciune. Fiecare oprire a furtunii începea cu rugăciune. De asta ei au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ei au înțeles asta. Când se roagă, lucrurile se întâmplă. Când se roagă, puterea cerului vine pe pământ. Puterea lui supranaturală începe cu o rugăciune. Vindecarea ta începe cu o rugăciune. Ieșirea ta din groapa în care ești, din depresie, începe cu o rugăciune. Miracolul din viața ta începe cu o rugăciune. Dacă înțelegi asta, poți să experimentezi ce au experimentat ei. Poți să trăiești aceeași putere, aceeași victorie, aceeași umplere, când înțelegi că totul este la distanță de o rugăciune de tine. Vedeți, diavolul încearcă să ne facă să ne concentrăm așa mult pe lucrurile pe care nu le putem controla, pe care nu le putem schimba. Te uiți în exteriorul tău și te simți tot mai neputincios, nu? Cine poate să controleze ce se întâmplă acum? Nici cele mai puternice țări, nu? El asta vrea, să ne uităm în exterior și să ne gândim, nu pot să fac nimic. Doamne, sunt așa mic, așa neputincios. Diavolul încearcă întotdeauna să te facă să te concentrezi pe un câmp de bătălie greșit și să te echipezi greșit. Pentru că noi ne echipăm greșit toată viața noastră. Ne echipăm cu bani, ne echipăm cu facultăți, ne echipăm cu prieteni, ne echipăm cu cunoștințe, cu pile. Dar Dumnezeu are alt echipament pentru tine. Și acel echipament nu poți să-l ai decât în rugăciune. Atunci când stai față în față cu El, atunci El te echipează. Vedeți, noi stăm pe genunchi, dar El atunci ne ridică cel mai sus. Atunci ne dă scutul, ne dă armura, ne dă sabia, în rugăciune. Când noi o să prețuim rugăciunea și o să înțelegem, viața noastră se va schimba. Într-adevăr vom avea un impact. Într-adevăr vom putea schimba ceva. Iisus tot timpul încerca să le explice ucenicilor că El nu a venit aici să instaureze împărăția Israelului din nou pe pământ. Vedeți, ei așteptau pe Mesia. Așteptau pe cineva care să îi libereze de romani. Așteptau pe cineva care să facă ca împărăția lui Israel să fie o împărăție puternică. Dar Iisus a venit pentru altceva. Iisus a venit să îi libereze, dar de sub altă dominație. El a venit să îi libereze de sub dominația diavolului. A venit să-i facă liberi cu adevărat în inima lor, nu în exteriorul lor. Vedeți, atâția oameni sunt liberi în exterior, dar captivi în interior. Sunt oameni care au tot echipamentul pe care noi ni-l dorim. Toți banii din lume, toată faima, toată poziția și sunt atât de captivi în inima lor. Dumnezeu vrea să schimbe mentalitatea asta. Vrea să ne arate care este adevărata realitate. Vrea să ne concentrăm pe adevăratul câmp de luptă. Și câmpul de luptă este aici și aici. Nu este în exteriorul tău. Când tu o să poți să lași pe El, să te elibereze aici și aici, vei putea să schimbi circumstanțele din viața ta. Vei avea o putere. Dar trebuie să vezi adevăratul câmp de luptă și adevăratul dușman. Să cunoști, ca să știi împotriva cui lupți. Și când faci asta, atunci poți să experimentezi victorie în viața ta. Rugăciunea are așa multă putere. Mult mai multă putere decât putem noi să ne imaginăm. Și atunci când o folosim, vedem miracolul. În urmă cu 3 ani jumate,
am avut un accident de mașină. Mergeam în concediu. Și a fost destul de grav. Fetița noastră, care avea 2 ani atunci, 2 ani jumate, a trebuit să fie resuscitată de soțul meu. Și totul s-a schimbat. Atunci stăteam, știu că stăteam lângă mașină, nu mă puteam mișca pentru că aveam coloana ruptă și mă uitam doar în sus. Nu puteam să mișc, nu puteam să mă mișc, vedeam doar cerul. Și am simțit așa că Dumnezeu într-un fel m-a obligat să stau față în față cu El. Pentru că doar El este ajutorul nostru. Și tot ce am putut să fac în perioada aceea a fost să mă rog. Dar a fost mai mult decât orice aș fi putut să fac în plan fizic. Pentru că atunci am învățat în rugăciune. Țin minte că în fiecare zi îi scriam pastorului Marin și pastorul Marin împreună cu echipa de rugăciune se rugau pentru noi. Și simțeam cum era o luptă. Era o luptă pentru viața lui Elisa. Elisa a fost operată pe creier. 8 ore a durat operația ei și eu am avut operație. Și am știut, atunci am știut că e o luptă spirituală. Am văzut mai clar decât oricând că atunci când ne rugăm și credem, noi când mergem în rugăciune, noi suntem niște războinici. Dumnezeu ne dă putere să schimbăm circumstanțele și ne dă putere să schimbăm diagnosticele. Pentru că diagnosticul pentru ea a fost că nu se mai poate face nimic. Și când au venit medicii la mine și mi-au spus asta, am zis, Dumnezeu are un plan cu viața ei. El mi-a dat o promisiune pentru ea. Și m-a rugat promisiunea aceea pentru ea, în fiecare zi, și eu și soțul meu. Și ne rugam și luptam. Toată biserica a luptat împreună cu noi. Și am avut victorie. Și știu că Dumnezeu o să-și ia slava din viața lui Elisa. În fiecare zi. Amin. Vedeți, noi când mergem în rugăciune, trebuie să înțelegem un lucru. Scopul rugăciunii, pentru că aici suntem noi dezamăgiți, pentru că nu înțelegem asta. Scopul rugăciunii nu este de a-L pregăti pe Dumnezeu să facă voia noastră, ci este de a ne pregăti pe noi să facem voia Lui. Scopul rugăciunii nu este ca voia noastră să se facă în cer, ci ca voia Lui să se facă pe pământ. E foarte important să înțelegem asta. E foarte important să înțelegem asta. Pentru că de multe ori suntem dezamăgiți pentru că nu înțelegem voia Lui. Iisus niciodată nu a încercat să-L manipuleze pe Dumnezeu prin rugăciune. Niciodată nu s-a dus și s-a folosit de statutul Lui de fiu ca să-I ceară să facă voia Lui. O singură dată i-a spus, Tată, dacă poți, îndepărtează paharul acesta de la mine. Dar totuși, nu voia mea, ci voia ta să se facă, Tată. Ce rugăciune extraordinar de sinceră și de smerită. Fiul lui Dumnezeu să-I spună voia ta, nu voia mea. Când noi avem atitudinea asta în fața lui Dumnezeu, totul se schimbă. Când tu ai atitudinea asta în inima ta, atunci când te duci în fața Tatălui și spui, Doamne, voia ta să se facă. Eu cred că voia ta e bună. Eu cred că tu mă iubești. Dumnezeu vrea să avem încredere în El. El are atâta încredere în tine, fără ca să îi fi dovedit că o meriți. El de atâtea ori ne-a dovedit că merită. De ce ne este așa greu să avem încredere în El? El merită. Merită să ne încredem în El. Vedeți, de fiecare dată când oamenii veneau la Iisus, căutau un miracol. Noi când mergem la El, căutăm un miracol. Căutau vindecare, căutau hrană, căutau acceptare,
căutau miracolul. Iisus întotdeauna le dădea mai mult decât miracolul pe care el căutau. Întotdeauna. Pentru că ei se concentrau pe miracolul exterior. Iisus se concentra pe miracolul interior. El vroia să îi libereze cu adevărat, să ierte, să-i vindece aici, înainte să-i vindece în exterior. Și asta face Iisus cu fiecare dintre noi. Să nu-ți fie frică atunci când te duci la El, că miracolul pe care El îl are pentru tine este mai mic. Întotdeauna ce are El pentru tine este mai mult decât ceea ce tu aștepți. Este mai mare. Voia Lui e bună, plăcută și desăvârșită. Amin? Amin. Așa că vreau că atunci când te duci în fața Lui, să știi cui te adresezi. Să știi că îi te adresezi unui Dumnezeu care te iubește, care are un miracol pentru tine, care vrea să vorbească cu tine. Rugăciunea nu e doar o conversație. Noi am învățat și așa este. Este și o conversație cu Dumnezeu. Dar nu e doar atât. E un război spiritual. Dumnezeu te echipează. Când ești din rugăciune, vreau să pui imaginea aceea, Rita, pe care ți-am trimis-o, dacă o ai pregătită. Când tu te duci în rugăciune, te duci slab, te duci vulnerabil, te duci așa cum ești, cu răni, cu frici, cu complexe. Dar când ești în rugăciune, ești așa, pentru că El te armează, El îți pune toată armătura aceea, toată armura aceea, îți dă toate armele de care ai nevoie ca să învingi. Dumnezeu vrea să ne facă pe noi victorioși, pe fiecare dintre noi în circumstanțele în care suntem. El în primul rând te schimbă pe tine, apoi schimbă circumstanțele. Noi de multe ori așteptăm să se schimbe circumstanțele. Credem că noi nu avem nicio problemă. Dar Dumnezeu întotdeauna se uită la tine. Pe El tu îl interesezi. Și iubesc asta la El. Nu știu de ce face asta. Nu știu de ce ne iubește așa mult, dar mă bucur de asta. Pastorul Marina a avut un vis. El a cerut un miracol. Biserica asta. Biserica asta e rezultatul unui miracol. E rezultatul unui vis pe care Dumnezeu l-a pus în inima lui, în urma unei rugăciuni, în urma postului. Suntem noi. Ăsta este răspunsul. Rugăciunii și apostului. E un vis mic? Nu. E un vis mare. Pentru că în rugăciune, visul lui Dumnezeu se naște în viața ta. Devine realitate în viața ta. Atunci când te rogi, tu de fapt aduci naștere visului său în viața ta. Și ăsta e un lucru mare. Pentru că niciodată nu o să se compare visele pe care noi le avem, visurile pe care noi le avem, cu ceea ce El are pentru noi. Așa că nu-ți fie frică să stai în rugăciune, să asculți. Iubesc asta la BCNG. Iubesc că învățăm să luptăm corect. Învățăm să luptăm în rugăciune. Și asta aici am învățat. Am învățat că mă uitam la pastori, cum se luptau pentru fete, pentru fetele lor, pentru noi. Pastor Atena toată săptămâna mi-a trimis mesaje de încurajare și versete. S-a rugat pentru mine. Și eu sunt aici pentru că ea s-a rugat pentru mine. Și nu am cum să nu o iubesc, nu? Asta fac ei. Cred în noi. Și în biserica asta avem o cultură a rugăciunii. Știți care este motoul nostru? Roagă-te mai întâi. E un motto tare, nu? Pentru că pentru noi rugăciunea nu este ultima soluție, ci este primul răspuns. Când avem orice, când începem orice, orice slujire, prima oară ne rugăm. De fiecare dată când mergeam la pastori,
și le spuneau ceva, mă întrebau, te-ai rugat? Te-ai rugat pentru asta? Și de multe ori stăteam așa, nu. Se vede. E așa vizibil. Țin minte, cred că una dintre cele mai lungi perioade de rugăciune a fost când ne-am rugat cu soțul meu să vedem dacă suntem unul pentru celălalt și să știm exact ce vrea Dumnezeu pentru noi. A fost multă luptă acolo. Țin minte că soțul meu vorbea, înainte să ne placă unul de celălalt, vorbea despre soția lui. Imaginară atunci, era imaginară doar. Și zicea cât de extraordinară e și că el se roagă pentru ea și știu că eu stăteam așa cu fetele și mă gândeam, Doamne Iisuse, te rog, dă-i odată o soție să nu mai vorbească toată ziua despre soție. Dar vreau să zic că în perioada aceea când el se ruga pentru soția lui, deși nu eram împreună, a fost una dintre cele mai faine perioade din viața mea. A fost o perioadă în care Dumnezeu a pus rădăcini adânci în mine. Pentru că el se ruga, deși nu știa pentru cine. Dumnezeu știa pentru cine. Așa că asta am învățat în BCNG. Să avem o cultură sănătoasă. O cultură a rugăciunii. După cum știți, începem anul cu Dumnezeu. Avem 21 de zile, nu? Mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu ele. Știți de ce? Pentru că începem la 6 dimineața. Am ajuns anul ăsta să iubesc timpul ăsta, să-l prețuiesc. Dar înainte i-am văzut pe pastori cum veneau în fiecare zi aici. Și când eram doar 3, și când eram 40, ei erau aici, mereu prezenți. Ei ne-au dat mai departe cultura asta. Să lupți în rugăciune, să fii prezent, să te bucuri de familie. Există așa mare putere atunci când venim împreună și ne rugăm împreună. Sunt așa încurajată când îi văd pe toți cum se roagă, cum se închină. Nu în timpul închinării. Parcă simți puterea aceea. Într-adevăr, camera de sus e aici. E în noi. Atunci când ne rugăm împreună. Și noi avem o echipă extraordinară care se roagă tot timpul. Care învață încă să fie tot mai puternică. Dar avem o echipă de rugăciune în biserica asta. Pastorii noștri au avut asta în inima lor și au format echipa asta de rugăciune. Și sunt 5 arii, 5 domenii pentru care noi ne rugăm în echipa asta și nu numai în echipa aceasta. Primul domeniu sunt aceste servicii, serviciile de duminică. Noi acoperim, aici printre voi, sunt mijlocitori. Acolo online, sunt mijlocitori care se roagă pentru voi, se roagă pentru acest serviciu, se roagă pentru oameni, se roagă pentru mesaj, se roagă ca oamenii să aibă o inimă deschisă, să primească exact ce vrea Dumnezeu să le dea. Și îi apreciez pentru asta. Fiecare serviciu de duminică, să știți că nu e, întotdeauna are la bază rugăciunea. Nu este ceva în care noi venim și etalăm un mesaj. E mai mult de atât. Rugăciunea stă la bază fiecărui serviciu de duminică. Apoi, al doilea lucru. Scutul de rugăciune. Așa îmi place numele ăsta. Știu când vorbea pastor Marin și a început să-mi prezinte, să-mi spună ce înseamnă echipa asta de rugăciune și mi-a zis scutul de rugăciune, vreau. Vreau acolo. Deci, da, vreau să fiu în echipa asta. Pentru că e așa tare să știi că în biserică se formează un scut. Fiecare dintre noi vrem să fim protejați în rugăciune, nu? Fiecare dintre noi vrem să știm că cineva luptă pentru noi. Eu mă simt în siguranță. Când pastorii îmi spun că se roagă pentru mine, mă simt în siguranță. Când echipa îmi spune că se roagă pentru mine, când orice persoană îmi spune că se roagă pentru mine, știu că formează un scut în jurul meu. Și scutul de rugăciune este format în jurul slujitorilor. Pe timpul săptămânii, noi asta facem. Formăm un scut
și ne rugăm pentru fiecare persoană din Dream Team. Al treilea lucru e rugăciunea de vineri. Acum, în perioada asta cu pandemia, ne-am întâlnit pe Zoom. Dar puteți să veniți vineri de la 7, aici, sunteți invitați și voi, o să avem rugăciune. Noi, ca și echipă de rugăciune, ne întâlnim oricum, dar puteți să participați și voi. Știu că prima întâlnire la care am venit la biserica asta era o întâlnire de rugăciune. Marți se ține atunci. Știu că erau mulți oameni. Erau mulți din state atunci. Era o echipă. Și știu că stăteam așa și mă uitam la ei. Nu venea să cred că există oameni din ăștia care știu să se roage așa. Mă gândeam, Doamne, deci ăștia își învață rugăciunile de acasă, oare studiază și le învață pe de rost și vine aici și le zic. Și când ziceau tot timpul, Dumnezeu mi-a spus, Dumnezeu mi-a vorbit, mă gândeam, ăștia toți aud voce în afară de mine, deci e ceva universal, doar mie nu mi se întâmplă și... Știu că Dumnezeu, după ce mi-a zis, stai calmă, Cristina, mi-a zis, vedeți, și mie îmi vorbește Dumnezeu, de atunci am rezolvat problema asta. Nu, dar am înțeles. Am înțeles că Dumnezeu, atunci când îl asculți, găsește modalitatea să-ți vorbească. Trebuie doar să ai o inimă deschisă. El îți vorbește prin așa multe moduri. Și la rugăciunea de vineri seara pregătim programul acesta. Luptăm pentru pastori, luptăm pentru oameni și ne rugăm pentru cardurile acelea pe care voi le scrieți. Fiecare dintre noi ne rugăm personal pentru fiecare nevoie. Și pe parcursul săptămânii ne rugăm pentru cardurile acelea. Sunt așa prețioase pentru noi. În primul rând e prețios faptul că voi aveți încredere în noi. Noi ne rugăm pentru că știm că Dumnezeu poate să schimbe. Sunt așa multe situații și așa mult contează pentru noi mărturiile voastre. Așa mult ne încurajează să vedem cum răspunde Dumnezeu. Așa că vă rog să scrieți. Cererile acelea nu le depozităm undeva. Chiar ne rugăm. Așa că scrieți nevoia voastră și cineva se va ruga pentru voi. Al patrulea lucru sunt cele 21 de zile de rugăciune, așa cum am zis. La începutul anului noi ne întâlnim aici în fiecare zi de la 6 la 7 dimineața, știu că v-ați gândit că seara, dar este dimineața, chiar dimineața, și venim aici și ne rugăm și în fiecare zi vedem cum Dumnezeu vorbește, cum Dumnezeu schimbă, cum Dumnezeu transformă. De asemenea, avem săptămânile de sfințire, în aprilie și în septembrie. La fel ne întâlnim aici și ne rugăm, specific. Și ultima este rugăciunea Unite 7:14. Câți dintre voi se roagă rugăciunea asta? E o rugăciune așa de puternică. În întreaga lume, bisericile participă la rugăciunea asta. Toți ne rugăm împotriva acestui virus. Este o rugăciune săptămânală pe care noi ne rugăm la 7:14 dimineața și la 7:14 seara. Și cred că Dumnezeu o să scoată ceva bun de aici. Cred că Dumnezeu o să scoată o trezire de aici, din tot ce se întâmplă. Pentru că, vedeți, situațiile noastre disperate, când sunt puse în mâna lui Dumnezeu, El scoate miracole de acolo. El scoate ceva bun din situația ta. Când diavolul vrea să-ți facă ceva rău, Dumnezeu o să schimbe răul acela în ceva bun pentru tine. Este versetul acela: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și cred asta. Cred că atunci când venim la Dumnezeu, Dumnezeu schimbă spre binele nostru tot ce a fost îndreptat împotriva noastră. Așa că, indiferent care a fost planul diavolului cu acest virus, știu că Dumnezeu o să scoate ceva mare de aici. Amin? Așa că vreau
De asemenea, am uitat un singur lucru. În fiecare duminică puteți să fiți slujiți aici în față. Veniți și noi ne rugăm individual pentru fiecare dintre voi. Vreau să vă dau o provocare. Nu știu care e viața voastră de rugăciune, nu știu cât vă place sau nu vă place. Dar vreau să te provoc astăzi. Du-te în fața lui Dumnezeu. Lasă-L să facă din inima ta camera de sus. Spune-i, Doamne, vreau să experimentez asta. Vreau să trăiesc ce au trăit apostolii. Nu cred că a fost doar pentru ei, cred că este și pentru mine. Nu e doar pentru anumiți oameni. Rugăciunea nu e doar pentru anumiți oameni. Rugăciunea este pentru fiecare creștin. În rugăciune, tu te duci în fața Tatălui tău și acolo El te eliberează, acolo El te încurajează, acolo El te echipează. Așa că astăzi te încurajez să mergi la un alt nivel în viața ta de rugăciune. Să nu uiți că Dumnezeu răspunde ceea ce tu cauți, e la distanță de o rugăciune de tine.